Salut prieteni, bine ați venit la un nou pe opening, premiile săptămânale, aceleași ca fiecare săptămână Pentru că nu pot să progresez la acest joc, în ultima vreme nici nu prea m mai pasionat așa mult să joc la Division Rivals Fiindcă am început să dau de din aia foarte bun cu echipe stelare și uh, mi-a scăzut motivația așa să joc foarte multe meciuri în uh, modul ăla de joc Dar uh, am scos Goldunul la Weekend cu 21 de victorii dacă uh, reușeam uh, să mai bat de adversari care m-au bătut cu două cornere fiecare la un gol diferență, aș fi reușit elitul. Mi l-au bustat și pe Royce abia pe final când mai aveam doar 8 partide de jucat. Uh, sper acum cu Luiz și cu uh, Royce de 94 să reușesc elit 3-ul în acest weekend. Oricum echipa săptămânii nu este una incredibilă. Uh, este cu Mario Balotelli vârf. 85 overe pentru informul lui Balotelli, doar ce s-a transferat la Marseille are și un one to watch și 88 finishing, e mai ok decât în alții ani, că are acum medium work rate la atac, avea low cu low înainte, n-a alergat deloc, oricum n-are stamina, doar 67, uh, mai este Bruno Fernandes de la Sporting Lisabona, Piatek sau Piatek, nu știu, polonez asta. Cristof care are uniform, de la Milan, uh, Coman, E mai ok, Florinel Coman Sau Kingsley, cum i se mai spune <laughs> Măcar avem și noi un Coman în joc uh, 95 pace 87 dribbling, ce mai bun este Nainggolan, oricum clar, Rage Nainggolan Hai uh, cu hai oricărei turn uh, este uh, și Belgian și un card foarte echilibrat Aproape totul peste 80 în afară de pace Dar se rezolvă cu un shadow În apărare mai avem pe Marquinhos De la PSG, care are un card foarte ok Oblac este în poartă un super portar, dar chiar dacă îmi pică acum nu mai am ceva ce cu el pentru că i-am luat pe Luiz și Blanc nu se încadrează o placă în poartă și pe bancă nimeni interesant. Așadar, începem cu pachetele de la Wikileak, l-am luat și pe de ea în poartă, deci o să iau pachetele și de o parte și de alta, n-am nevoie neapărat de coins acum, primesc 50 de K, cele două player picuri. Și sper la, nu știu, Nainggolan, niciunul nu mi-ar trebui neapărat, nu știu dacă ar intra în echipă vreun jucător de acolo, dar să vedem. Dacă e oblac, o să fie oribil, pentru că n-am <gângări> nevoie de el și ar pica un portar de 91. Primul, primul player pic îi are pe portul și Pavoleti. Cel mai ok ar fi portul ăsta, 83 OVR. Oricum, este la nivel mediu. Al doilea player pic este cu Demir bai și o oh, iar Zabal. Da, foarte slabe player picurile. Demir bai pare interesant. 85 OVR, germană, de la Hoffenheim. Dar are heading, n-are volleys, însă un cart cu mult dribbling și passing. Ia pe de Mirbai, ăștia doi sunt jucătorii care mi-au picat portul și Demirbay. Din ce în ce mai slabe premiile, mereu vă zic chestia asta. Și la draft, parcă pică lucruri de ce în ce mai greu. Data trecută am avut mare noroc, în care am avut niște premii demențiale, am făcut un super profit. Dar cred că asta se întâmplă o dată la vreo 2-3 luni. Aici primesc 3 mega pecuri uri și încă un pachet acolo. Am într-un final 7 pachete. Bine, am un bronze player spec. 6 pachete. Din primele astea săptămânale, un jumbo rare player spec, nu mă pot abține. Asta îmi plac maxim. Sunt foarte tari. Și o au de prima. Hai mă, așa, mai vin de acasă. Cine o să fie oare? Este un argentinian. Sunt... Ah, nu cred, cred că mi a dat pe Aguero Este Icardi. Mauro <laughs> Putea fi Messi Putea fi Agüero Dar știi ceva? E bun și Cardi 87 O de la Inter Milano Cât de aproape a fost Și Roberto Firmino Doi walkout caută totul, sigur un pec Dar nu mai sunt premiile slabe uh, Retrag ce am spus uh, ei sport, aveți niște premii fabuloase Cardi de 87 costă mai puțin de 29.000 Era Aguero, era bombă o să mă mulțumesc cu acei jucători foarte buni. Cazi 29 de mii. Firmino trebuie să fie și el scump. Firmino e și el 26. 26 de mii și până la 25 de mii și ceva. Foarte ok. Somor, după ce și-a luat boostul de OVR, avea 82 înainte, i-a luat un card de 84 și mai am niște jucători care se vând. E bine, acum am început și de la 0, aveam vreo 500 de coins, cred ceva de genul ăsta, putem vedea exact cât am făcut din aceste premii, 2700 Bauman. Pe și mai au un 750, dar nu o să stau să-i vând pe toți. E și Ștefan acolo e și Hakimi, ok, cu Excel încă 12k, un profit mare de tot până acum, un pachet și cei 50 de k și am ajuns la 121 de k. Bombă, frate, ăsta e, o să mi îmbunătățesc echipa bine de tot în următoarele săptămâni. E, și acum o să deschid de cele 3 mega fecuri. Avem purți, foarte tare englez, portar este Pickford de la Everton. E ok și Pickford. Jordan Pickford, Rugani, 2700 Pickford. Foarte tare ce a picat până acum. Sunt super mulțumit. 1100 este Rugani. Restul merg la Quixel. Inclusiv aceste contracte non rare. 3 squad fitness. Și Rowie și Guaita. O, oh, e și un Shadow acolo care este 5000 în momentul ăsta. E foarte bine, bun pachetul ăsta. Un mega pack foarte ok. O să deschid încă unul. Care nu aduce niciun walkout. Mă trebuie dacă o să mai fie vreunul până la final. Nici borz de data asta. Este un colombian Murillo. De la Barcelona. Murillo doar 750, foarte ieftin. 450 pe Calabria. Da, toți sunt pe la 400. Nu e rău. E bine că se vând. Trez Squad fitness, mai am vreun chem asta style bun, nu am. Chitul Lester. și se mai fac încă câteva mii acolo. Al al la mega pack, mai sunt doar trei pachete de deschis. Trec de astea. E bine, îmi place că deschidă de fiecare săptămână pe niște pachete fără să bag bani în joc. Este foarte plăcut. Acum pică Viviano de la Spal. Și 3 și Cian. Trebuie să fie și Cian câteva mii. 2700 este Viviano. De fapt, e doar 700 Cian. Uite-l pe super Tata, Nu pot să cred, a picat tată Asta Ăsta aș vrea să-l trimit în club. Cum îl trimit în club direct? Nu pot. Iau 500 pe Masielo. De fapt, o să fac invers. Ce păstrez o să duc sus. Inclusiv fitness-ul, super Tata powerhouse-ul ăsta și cam atât. Jumă primul gol pe cul și la final al doilea pachet de la Weekend League. Tot un pachet de 100 de mii care a rămas pe final. Mereu încep cu la bun, termin cu la bun ca să fie frumos. Aici un fudaș central de la Leverkusen este Tah de 83. Tah e 3300 și Viviano din nou. Ce tare! 700. Un 700 și pe Darmian. Și cam aia e cu jucătorii. Mai rămâne ultimul pachet. Sper acolo la ceva bun. Ultimul pachet. Să aducă oare un al doilea walkout uh, din uh, aceste premii săptămânale. Sunt acum la 150 de K și uh, ultimul pachet nu are walkout. Din păcate o să fie uh, boards și un francez. Că amă, flechir, oare? Nu e paet, Dimitri Paet Dimitri Paie de la Marseille, 84 cu Kovacic și un pachet care o să îmi aducă ceva profit, o să vând o parte din jucătorii ăștia, 5500 este Dimitri, 3K Mateo Kovacic de la Chelsea și un 800 Sigurson. Bartra vreo 950 și o să ajung pe la 160 de care, restul nu prea se vând, nu stau să-i caut pe toți. mai au 12.000. Și am ajuns la suma de 165 de mii. E ok pentru Gold 1 și rang 2 în divizia a doua la Rivals. Chiar foarte bine. Încă nu s-a avut după aia și pe la Deci ajung la 170 de mii. Per final, 170 profit. O să țin banii. aștept să mai apară poate un flashback. Să fac un upgrade de la echipă pe viitor. Sunt mulțumit cum arată echipa acum. Lala este destul de bun acolo pe postul de fundaj de dreapta, la fel și jucătorii de atac. Chiar o echipă echilibrată. Ar mai fi balac de schimbat, îl aștept pe flashback Roban să-l pun acolo. L-am și pe Dacoștea fundaj de dreapta, 84 verare la ăla de la uh, Footswap Deals. Și s-ar potrivi și ar fi foarte tare Roban. chiar e unul dintre fotbaliștii mei preferați și i-ar da un card de vreo 92 la flashback. Mă aștept să apară cât de curând, dar o să fie destul de scump. Cred că o să fie vreo 500 de ca fie cel mai scump flashback de până acum, așa ar trebui la UFR-ul ăla. Weekend league ca de obicei, îl fac live pe StreamCraft, am găsit acolo Teofifa FIFA pe platformă. În general, postez și pe YouTube, ați văzut când încep live-urile, sâmbătă la prânz, în general, și duminica după amiaza. Și cam atât pentru acest video. Eu sper că v-a plăcut acest pe Am avut și Wacout Icardi. Sunt convins că mulți trebuie să scăzut că o să fie Și eu l-aș fi vrut Aguero, care, da, era acolo opțiune, dar așa a fost să fie. A fost bait. Baitul ăsta e încă de la început. Când picau, picai Icardi în loc de Aguero, tot trebuia să păcărea cu el. Mă Mi-a mai să se acolo. Cam atât. Pa!